Noile restricții intrate în vigoare din această săptămână au dus la modificarea programului de lucru cu publicul. Angajații din societățile aflate în subordinea primăriei și-au adaptat programul în așa fel încât riscul de infectare cu COVID-19 să fie unul cât mai mic. A început lucru în schimburi. Jumătate din colegii noștri lucrează în schimburi, inclusiv în schimb de dimineață și după amiază, deci avem și regimul 7-15, avem și regimul 16-22 și avem și cu începere de la ora 9 până la ora 17. Deci am împărțit programul în asemenea manieră. Dar serviciile rămân toate deschise pentru toți cei care au nevoie de noi. Acces la serviciile societăților au toți contribuabilii. Există însă câteva diferențe. Cei vaccinați pot intra fără nicio restricție în birouri, în vreme ce pentru cei nevaccinați vor fi create culoare speciale de acces. Nu pot intra efectiv în sediu. Am participat și eu pe parcursul acestei săptămâni la situații în care anumite persoane erau revoltate că nu sunt primite în mall-uri sau în alte zone care prin lege sunt interzise pentru nevaccinați sau cei care au trecut printr-o boală în mod controlat sub îngrijire medicală și le-am dat sfatul să ducă să vaccineze pentru că legea este lege și are și o justificare logică având în vedere ce se întâmplă cu sistemul medical în aceste zile. Restricțiile sunt valabile pentru o perioadă de minimum 30 de zile de la data intrării lor în vigoare. Reprezentanții autorităților locale spun că în funcție de evoluția numărului de infectări, la sfârșitul lunii noiembrie vor fi ridicate restricțiile sau vor fi introduse altele.